Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș, undeva între două cartiere ale Clujului. Am venit până aici pentru a vă arăta ceva și a comenta o chestie care pe mine mă supără foarte tare și îmi cer scuze pentru zgomot, pentru zgomotul de fond al atâtor mașini. E varianta zorilor mănășturi din Cluj, pentru cei care cunoașteți zona. Și am vrut să vă vorbesc un pic despre cum doarme opoziția în papuci și ce mesaje electorale tâmpite are opoziția democratică din România acum în prag de alegeri. Și în spate chiar vedeți probabil un afiș electoral al USR-ului. Imediat îl comentăm. Scrie: nu-i lăsa să-ți fure viitorul. Alege România modernă. Ăsta este sloganul lor. Avem și un apus de soare destul de simpatic în spate și mărăcini aici în stânga. N-are importanță. Și mă gândeam în felul următor. Zic, mă, ăștia dorm. Ăștia nu sunt disponibil pe piața politică. Nu-i vezi cu nimic, nu apar cu nimic și mesajele lor electorale sunt pentru bula opoziției, pentru bula noastră pro-europeană, pro-atlantică, etc. Mesajele, sloganurile, afișele, posterele sunt tâmpite. Cum adică nu-i lăsați să-ți fure viitorul? Alege România modernă. Pentru bula asta, chestia asta nu înseamnă absolut nimic. E așa. Și am văzut și m-am scandalizat. Uitați-l în spate acolo undeva. Ia uite. Că nu trebuie să mă vedeți neapărat numai pe mine. Am văzut astăzi o ieșire a căpeteniei AUR, Simion. Și individul ăsta a ieșit în stilul caracteristic, zicând o chestie în sine absolut corectă, pe care ar fi trebuit să o spună ăștia, dar care nu spun nimic. Sunt dispăruți din peisaj. Alianța Dreapta Unită. Și căpetenia auristă spunea: dom'le, este absolut intolerabil să existe alegeri într-un singur tur, alegeri locale, și pentru asta noi vom face nu știu ce mari proteste teribile, dar în limitele democratice. Și mesajul ăsta împotriva alegerilor într-un singur tur ar fi trebuit să vină de la ăștia, nu de la AUR. Numai că ăștia nu sunt. Nu înțeleg cu ce se ocupă. Eu vă mai spuneam de la acest microfon în dese rânduri, în lunile ce au trecut: dom'le, cu ce se ocupă USR-ul de fapt? Ce face? Vă spun ce face. De exemplu, la Cluj au fost trei figuri. Efectiv, trei figuri. Ziceai că-s din păpușile Mapeți, care au făcut așa o competiție internă pentru candidatura la primărie. Că-ți venea să plângi când îi vedeai pe aia trei, pentru, vezi, doamne, al concura pe Boc, care cred că râde de ăștia cu lacrimi. Clujul fiind un oraș groaznic administrat, deci ar fi meritat să se schimbe administrația asta teribilă a lui Boc. Și când îi vedeai pe aia, îți venea să urli. Deci, atât se poate deocamdată, și mesajele pe care altminteri ar fi trebuit să le transmită tocmai opoziția democratică, adică ăștia, iată, sunt preluate de AUR. Și care AUR, venind aici cu mașina și uitându-mă la un banner al lor, are un slogan super potrivit pentru bula lor. Adică pentru categoria lor de public și de electorat. Așa cum
mesajul ăstora este absolut inept. Alege România modernă. Ok. Nu-i lăsați să-ți fure viitorul. Așa ăia, pentru bula lor, au un mesaj absolut genial. Repet, pentru bula lor. Și mesajul lor este ceva de genul, citesc din memorie, apărăm interesele patriei române în Europa, sau ceva de genul ăsta. Sigur, e o tâmpenie, știu asta, dar n-are importanță. Pentru bula auristă este formidabil, este fix ce trebuie. Ori, ceștilalți, ați văzut, îi lasă pe auriști să vină inclusiv cu critica sistemului electoral într-un singur tur. Nu sunt oamenii ăștia. Acum, în preag de alegeri, n-au fost nici acum un an când îi criticam de la acest microfon și atunci eram în bibliotecă. Nu știu ce așteaptă, nu știu ce vor, nimeni nu înțelege de fapt ce se întâmplă cu opoziția democratică din România pentru numele lui Dumnezeu. Ce-i cu ei? Cine le face campania? Cine le gândește strategia? Le gândește cineva strategia? Există cineva pe lumea asta care să judece cum ajunge un mesaj coerent la bula sa? Și dacă se poate și în afara bulei? Votează România modernă. Nu-i lăsa să-ți fure viitorul. Plus. Teribil, să știți. Mi-e foarte teamă că parte importantă din oamenii care ar fi mers la vot și ar fi votat opoziția democratică, adică tocmai USR și ceilalți doi, însemnând practic Alianța Dreapta Unită, tare mie că nu se vor duce, fiindcă vor spune, bă, ăștia sunt niște împiedicați. Adică nu vă supărați, am mai discutat asta de la microfonul acesta. Adică, de ce să mă simt obligat și forțat să votez cu ăștia dacă se comportă atât de nătâng și atât de tâmp? Eu voi face toate eforturile să îndemn lumea să voteze chiar și așa, dar nu cu jumătate de inimă, ci cu un sfert sau un sfert de sfert de inimă, apropo de convingere, pentru că este groaznic. Cum să lași tu o poziție democratică să-ți confiște aurul, mesajul fundamental, care era, printre cele foarte importante, dacă vreți. Recte alegerile într-un singur tur, care e o chestie teribil de nedemocratică și care trebuie combătută. Și despre chestia asta vorbește aur. Și despre nimic nu vorbesc ăștia la alții. Nu pot să înțeleg, sincer. Sunt extrem de descumpănit și vă cer opinia. De ce credeți că este așa? Și nu de azi, de ieri, pentru că asta e o chestie care se perpetuează de o grămadă de vreme cu USR și compania. În schimb, USR-ul a găsit, cum știți foarte bine, toate resursele să se războiască cu doamna Lasconi, să o scoată afară de pe listele de la europarlamentare. Pentru asta, pardon, timp s-a găsit, energie s-a găsit, oameni s-au găsit să o facă pe asta pupătoare de moaște și toate cele. Asta este. Hai să mai vedem un pic de peisaj dintre cele două cartiere ale Clujului și un apus de soare care e destul de frumos. Din păcate, tema nu este frumoasă. Și asta cum să vă spun, îmi dă un sentiment de foarte mare angoasă. Pentru că eu îmi dau seama ce se va întâmpla. Și dumneavoastră vă dați seama ce se va întâmpla. Se va întâmpla că foarte multă lume nu se va duce la vot. Pentru că va spune, n-am cu cine vota. Cu ăștia nu mă obligat să votez, că nu votez, iar cu restul nu insist. Și de chestia asta va profita, bineînțeles,
Mișcarea suveranistă, anti-europeană, pro-Kremlin, pro-rusească, AUR, Șoș, SOS, POS, MOS, sau cum s-o mai numi, și bineînțeles partidele cleptocratice din România, adică PSD, PNL și UDMR. Asta vreau să vă spun și de-aia m-am suit aici în deal și v-am arătat posterul ăla și toată România este plină poster, e un mai mare decât un poster, e un afiș electoral enorm. Toată România e plină de ele. Ca să ce? Ca să-i spună Bulei, lui lăsa să-ți fure viitorul, pe bune. Și voi cum vă comportați? Pentru a lui lăsa pe ăștia să-mi fure viitorul, voi ce faceți? Ce faceți? Așa faceți? Vedeți, astea sunt chestii foarte serioase și de care am preferat să vă vorbesc de aici, de pe teren, cu zgomot de fond, cu mașini trecând, cu vânt și cu senzația asta de disconfort de afară, pentru că cred că sunt lucruri care trebuie spuse. Și tragi de mânecă indivizii ăștia, cu toate că este mult prea târziu. Zarurile cred că sunt aruncate și scorurile vor fi alea. Imediat e aprilie și în iunie sunt alegerile. Așadar, da, cam asta este peisajul de unde am ales să vă vorbesc în această seară, că e seară deja la Cluj. Dumneavoastră veți urmări mâine acest episod, cum ar veni, adică miercuri. Vreau să vă mai spun că joi dimineața o să puteți urmări de asemenea un interviu pe care am să-l fac cu fizicianul Cristi Presură, pe care l-au atacat și l-au insultat, l-au jignit în stil fesenist 90. Nu ești român ca noi. Și o să discut cu Cristi Presură despre cine e român și cine nu se califică pentru a fi considerat român și de către cine. Pentru că văd că în stilul anilor 90, cu n-ai mâncat să-l am cu soia cu noi, de parcă securiștii și comuniștii lui Iliescu ar fi mâncat. Așa, nici Cristi Presură nu se califică în viziunea unora să fie român mai nou și cu certitudine nici eu. Probabil și eu și el suntem trădători, suntem dați, suntem vânduți în viziunea tocmai acestor indivizi care au o campanie atât de eficientă. Apărăm interesele patriei române în Europa. Nu? Și să știți că pentru bula lor, cum vă spuneam, e genial. Este senzațional. Exact asta vor să audă alegătorii lor. Asta este, sau ăsta e programul pentru următoarele două zile, plus alte emisiuni obișnuite. Ce să zic, de pe centură. E un fel de centură. Zorilor Mânășturi din Cluj, a fost Cristian Ivan și vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și îl recomandați și altora. Mulțumesc că încercați să-l și susțineți pentru a putea rămâne aici online, prin Patreon, PayPal și Revolut, dar și prin funcția membrii canalului sau Supers. Informația o găsiți aici și în textul de sub imagine. Ok, vă mulțumesc din nou pentru atenție, toate bune și să auzim numai și numai de bine.